Bine ați revenit la mobilisimo.ro, jocul se numește Endless Skater, iar tableta este Asus Vivo Time Note 8, jocul este disponibil gratuit și el combină skateboardingul cu un joc de tip Endless Runner. Controlul este unul de tip touch, avem dreptunghiuri în diferite zone ale ecranului pe care trebuie să apăsăm. Spre exemplu, avem aici un dreptunghi pe care ne luăm avânt și putem face și trick-uri dacă facem swipe. Aici avem un alt dreptunghi cu care schimbăm direcția personajului și facem alte trick-uri. Mai există un dreptunghi și în această zonă, este un galben, este special pentru rail-uri, adică dacă vrem să ne dăm pe balustrade. Deocamdată încercăm să trecem peste aceste mese, dar nu reușim. Este un joc foarte greu și frustrant, v-am spus, este gratuit, dar e foarte greu să obții destui dolari astfel încât să treci mai departe. Muzica este una surprinzător de bună, sunt câțiva artiști destul de mari, în domeniul punk-ului în special. Am făcut și un mic rail și am mai căzut din nou. Pe lângă aceste zone de dreptunghiulare de pe ecran, puteți și înclina terminalul. Iată, ne-am lovit din nou, v-am spus, nu este un joc deloc ușor. Aici trebuie să faceți cât mai multe combo-uri de trick-uri pentru a trece mai departe și asta este foarte greu. Ați văzut, am rotit tableta, s-a rotit și personajul nostru. Putem să luăm și literele care compun cuvântul line pentru a obține bonusuri speciale. Iată, acum am ajuns și la liceu, am spart și un geam. Și acum suntem undeva pe culoare. Ideea este similară cu cea unui Endless Runner, acele Endless Runner-uri care văd acțiunea din profil. Doar că aici folosim un skateboard și nu alergăm în picioarele goale. Și mai și cădem din când în când. Grafica arată destul de bine, trebuie să spun asta. Soundtrack-ul este foarte bun, poate prea bun pentru un joc de acest gen. Jocul ocupă 134 de mega. Puteți face grinduri, flipuri, trick-uri și altele de asemenea. Gen, puteți să vă upgradați skaterul, puteți să deblocați alți skateri, fiecare cu abilitățile sale. Aici avem o listă de trick-uri. Totul costă foarte mult în acest joc, totul costă enorm, de aceea v-am spus, este un joc ușor frustrant. Puteți să deblocați și noi arene de skating, dar totul costă bani aici. Avem un mod contratimp și un mod endless, în care dacă vom cădea o singură dată, s-a terminat competiția. Acest joc fiind unul gratuit, veți vedea că sunt o grămadă de reclame. Nu vă perturbă gameplay-ul, dar când se termină un nivel la un moment dat, veți vedea că apare pe ecran o reclamă la un alt titlu de la Microsoft. Și iată-ne că am pierdut. Acesta a fost modul Endless, dăm retry. V-am spus, un joc frustrant, foarte greu. Este foarte greu în special să obții destui bani, astfel încât să deblochezi noi skate-uri, să treci mai departe. Să deblochezi noi abilități și noi arene în care să faci skating. Astfel, tu devine obositor, plichisitor și ai tendința de a cheltui bani reali pentru a debloca lucruri. Eu nu voi face acest lucru pe acest terminal. Să încercăm să mai facem un trick. A făcut o rotire la 360 de grade. Acum la 180 de grade. Intrăm în liceu. Am spart un geam din nou. Am sărit peste o grămadă de obstacole, aici mergea un rail și s-a încheiat micuța noastră cursă. Dăm quit, mai încercăm un time mode sau mai bine să vă arăt poate tutorialul ca să știți ce pierdem. Cu această ocazie vedeți și controlul în acest joc. Iată zona verde, avem acest dreptunghi verde pe care dacă ținem apăsat ne luăm avânt, îi dăm drumul, sărim, facem și trick-ul cu el. Și mai și cădem. Aici putem să schimbăm benzile pe care rulam. Cu acest dreptunghi aș putea spune albastru, deși nu chiar albastru. Am făcut în sfârșit și un grind. Primiți puncte și pentru câți metri faceți grind. Și acum faceți un flip trick.
Flip-trick înseamnă să rotim skateboardul sub noi în zbor. V-am spus, controlul se învață repede, de aceea mi se pare frustrant că nu am trecut mai departe în joc. Am învățat tot ce trebuie, am jucat 2-3 ore și tot degeaba. Jocul se numește Endless Skater, este un Endless Runner și un joc de skateboarding. Este gratuit, ocupă 134 de mega. Este foarte frustrant, se putea ceva mai bine, mai ales că vine de la Microsoft Studios, din câte am înțeles. Este foarte greu, este pe bază de gesturi, dar este distractiv. Îi dăm nota 650 din 10 și sperăm să fie upgradat astfel încât să fie mai ușor de jucat și mai plăcut de jucat. Cam atât la Mobilissimo, la revedere!